Biografii, memorii. Oameni suntem toți. Om însă, numai din când în când câte unul, acela care nu-și desminte obârșia divină. Iar om, cu o mare, numai unul, Iisus Hristos, care pentru noi oamenii, Dumnezeu fiind, s-a făcut om. Părintele Arsenie Boca, Taina iubirii. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manolio. Regia artistică Nicolae Mărginanu. Mai înainte de a se zidi omul și cele văzute, în lumea nevăzută a îngerilor, s-a întâmplat o nebună noutate. Lucifer și ceata sa au vrut să fie ei mai presus de Dumnezeu. Celelalte căpetenii de oștire cerească s-au împotrivit acestei nebunii. Lucifer însă ca fulgerul a căzut de la fața lui Dumnezeu, făcându-se din înger luminat, drac întunecat. Protivnicul a dat primul război cu Adam în rai și prin el cu noi, cu toți, întrucât toți eram în Adam. E primul război pierdut de om. Înfrângerea lui însă o repetă întreg neamul omenesc, mii de ani de-a rândul. Iar ceea ce a făcut Adam, facem și noi, fiecare. E limpede că la mijloc a fost o neascultare, o încovoiere a unei meniri date omului de Dumnezeu. De atunci firea noastră în îndoită învrăjbire se află. Învrăjbirea lăuntrică, cu Dumnezeu și cu sine însuși, și învrăjbirea în afară, cu semenii și cu toată firea. Așa se face că împătrit greșim împotriva lui Dumnezeu, împotriva noastră înșine, împotriva aproapelui și împotriva firii întregi. Adică păcatul sau decăderea firii ne-a făcut să pierdem pacea cu Dumnezeu, pacea din lăuntrul nostru, pacea cu oamenii și pacea cu toată firea. Iată de ce și fiarele fug de om. Învrăjbirea aceasta ne urmărește ca o lege de pedeapsă dată firii. Ea întunecă chipul nostru cel după Dumnezeu. Dar sufletul nu s-a întunecat de tot, căci a mai rămas conștiință, ca o stea ce nu s-a stins de pe cerul raiului. Și mereu ne aduce aminte de obârșia noastră dumnezeiască și ne îmbie o refacere. Nu, ia să văd ce cărți ai adus. Mântuirea păcătoșilor, gânduri despre bine și rău de episcopul sârb Nicolae Velimirovici. Părinte Buldur, asta e o carte mare. Filocalia. Anul ăsta au fost tipărite la Sibiu. Ia uite că e tradusă din grecește, de părintele Dumitru Stăniloae. L-a ajutat mult și părintele Arsenie de la mănăstirea Brâncoveanu, din părțile Făgărașului. Ați auzit de părintele Arsenie, nu? Pe părintele Stăniloae l-am avut profesor la teologia din Sibiu. Dar de părintele Arsenie... parcă mi-au vorbit ceva niște misionari de la București, care au ajuns și pe aici prin Banat anul trecut. Vorbind despre concubinaj, despre divorțurile și avorturile care fac prăpăd în zilele noastre, unul a zis că ar trebui aplicată teoria lui Arsenie, conviețuirea soților ca frate și soră, fără practicarea relațiilor conjugale. Dar n-am mai cerut niciun amănunt. Vai, părinte Buldur, sfântul de la sâmbătă știe chiar amucă vorbind despre el.
Serios? Puterile sufletului, mintea, iubirea și voința, după rânduirea cea străveche, își aveau lucrarea și ținta către Dumnezeu. De la neascultare încoace, puterile sufletului, nemai fiind unite în Dumnezeu, ci învrăjbite și aprinse de gânduri ce se contrazic, nu mai lucrează după fire, ci lucrează cel mai adesea contra firii. După cuvântul sfinților, toată strădania diavolului aceasta era și este: să desfacă dragostea sufletului nostru de Dumnezeu și să o lege de orice afară de Dumnezeu. Drept aceea vrășmașul, ca să-și ajungă ținta fără de legii, îmbie sufletului ispita întâi, cea prin plăcere, aducându-i momeli plăcute la vedere și bune la gustare, potrivite cu fiecare putere frântă a sufletului în parte, iar pe trup îl împinge să le împlinească cu lucrul și să le facă tot mereu. Nu Dumnezeu este Cel ce nu ne mai iubește și nu ne mai vede, ci noi suntem cei ce nu-L mai iubim și nu-L mai vedem, căci între noi și El e zidul păcatului. Dar ca să fie stăvilită pustirea aceasta, s-a arătat Fiul lui Dumnezeu ca să sfărâme lucrările diavolului. Prinși în cercul vicios dintre păcat și plata lui, întruparea și moartea Domnului Hristos au adus oamenilor o altă naștere și a schimbat sensul morții, făcând o moarte a păcatului din fire și cale a învierii. Aci în cuvântul înainte scrie părintele Stăniloae despre părintele Arsenie. Ia să văd. Un cuvânt de mulțumire trebuie să aduc preacuviosului părinte eromonah Arsenie Boca de la mănăstirea Brâncoveanu, care a scris după dictatul nostru o mare parte din traducere la prima ei redactare. Tot preacuvioșia sa a executat și coperta. Arsenie Boca. La liceu Avram Iancu din Brad am avut un coleg, Zian Boca, chiar șeful promoției noastre din 1929. Să fie colegul meu de la Brad părintele Arsenie? Poate să fie. Cam auzit că părintele Arsenie s-a născut în țara Zarandului. Pe Zian l-am întâlnit și la Academia Teologică la Sibiu. Eu am terminat mai târziu decât el și ultimul an l-am făcut la Arad, așa că din 1933 nu l-am mai văzut. Au trecut 13 ani de atunci. Biruința Mântuitorului e unică. Fără El, nimeni nu mai poate câștiga o a doua biruință asupra răului. Astfel, ne-a dăruit și nouă biruință asupra morții, întrucât celor ce trăim viața în Hristos, moartea nu ne mai este o groază, ci o dezlegare definitivă de păcat. În felul acesta zicem că biruim și noi, dar de fapt e Iisus Hristos care câștigă războiul. Ni s-a împărtășit pe sine în primele trei sfinte taine, fiecăruia îndată după venirea noastră în lume. Acestea sunt Sfântul Botez, ungerea cu Sfântul Mir și Sfânta Împărtășanie. Iar la vârsta priceperii, cunoștința de Dumnezeu.
Un vecin mi-a zis să merg la sâmbăta să cunosc un călugăr care vede și ce noi nu putem vedea. Cum am intrat în biserică, l-am văzut pe părintele Arsenie. Se uita undeva sus, într-un colț al bisericii, cu o privire drăgăstoasă și parcă rugătoare. Doamne, ce albastru curat și frumos are în ochi! Îi ceva dumnezeiesc în ei și în toată ființa lui. Eu în clipa aia doar am gândit. Hotărât i s-a arătat cineva vreun înger, ori vreun sfânt. Dar părintele zâmbind, fără să coboare privirea spre mine, o zis tare: nu, mă, mă uit așa ca pictor, mă. Știa ce-i în mintea mea. Mă, să ai grijă, nu cumva să te apuci să bei. Părinte, eu nu beau de felul meu. Lasă-mă felul tău și ascultă. Ascultă ce spun eu. Să nu te apuci de băut. Și nu fi necăjit, că nevasta ta s-a dus la Domnul. O văz că aveam o tristețe. M-am înturnat acasă. Și după o lună, două, am început să beau. Un pahar de vin, apoi două, apoi o sticlă întreagă. Uitasem ce mi-a zis părintele. Dar într-o dimineață numai ce aud glasul părintelui Arsenie că zice: mă, mă, mă. Și am înțeles cam așa: mă, ce ți-am zis eu să nu mai bei? Și de atunci nici ca mai vă vreodată. Înțeleg. Și mi-o dat și binecuvântare să umblu prin sate cu cărțile astea bisericești. Să mai citească oamenii și din cele ziditoare de suflet. Să fie Zian Boca, ieromonahul Arsenie, cel care are darul înainte vederii și e căutat de mii de oameni? Prin sfântul botez, Biserica lui Hristos ne naște de sus în obștea creștinilor sau a ucenicilor Domnului. Prin el primim ștergerea păcatului străvechi. Prin sfântul mir primim sălășluirea noi a darurilor Duhului Sfânt, potrivit cu atot știința și orânduirea lui Dumnezeu ce are în viață cu noi, cu fiecare. Iar prin sfânta împărtășanie îl primim pe însuși Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Tot la botez mai primim de la Dumnezeu și pe Îngerul Păzitor, care răspunde de noi și de darurile primite atât în vremea vieții cât și la ieșirea noastră din viața pământească. Îți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aliluia. Coborâți la voi, la domn părinte, și de acolo până la mănăstire pe jos. Sunt vreo 15-16 kilometri. Mulțumesc. Da, poate voia cineva cu căruța și ajungeți mai iute. Duminică viu și eu. Doamne ajută. Doamne ajută. Mântuitorul nostru nevăzut se îmbracă cu noi și pe noi ne îmbracă cu sine. Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Omul cel dintâi, luat din pământ și pământesc, se îmbracă în omul al doilea, care este din cer și se face ceresc. Iar primul om ceresc este Iisus Hristos, omul cel nou, care este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Făptura noastră, cea sufletească sau duhovnicească, se unește cu Hristos,
iar El se face Duhul nostru. Iată pe scurt ce este tămăduirea firii noastre sau înnoirea omului. Părintele Arsenie Boca, Taina iubirii. Cu adevărat, iubirea e calea cea mai scurtă și mai presus de orice cale spre desăvârșire. Prin iubire avem în lăuntrul nostru împărăția cerurilor. Când s-a sfârșit slujba, coborând pe trepte, trece cu privirea peste mine. Îl văd că scotocește în memorie și deodată îmi întinde mâna peste capetele celor ce ne despărțeau și zice: „Să trăiești, părinte Boldor!” Apoi s-a pierdut în mulțimea care îl înconjura din toate părțile. Părinte, ești foarte supărat. Mi-au spart hoții prăvălia și acum, după cercetări, vor să mă bage pe mine la închisoare. Mă, ți-am zis să nu-ți faci de lucru cu fetele înainte de căsătorie. Dar nu m-ai ascultat. Tu nu știi, dar fata aceea a făcut crimă, avort. Și tu de aceea te duci acum la pușcărie, nu pentru lipsa din gestiune, ci ca să plătești crima ei. Da. Tu câți copii ai? Unu. Dar ceilalți cinci unde-s? Copilul ăsta te va chinui mai mult decât ceilalți cinci. Ați adus o grămadă de pomelnice, bani. Eu nu mă rog pentru voi. Nu zic nicio rugăciune pentru voi. Știți ce să faceți? Când mergeți acasă, să aprindeți candela sau o lumânare, să îngenuncheați în fața icoanei și să spuneți: „Părinte Arsenie, roagă-te împreună cu noi.” Și atunci mă rog și eu, împreună cu voi. Doamne! Iulie 1946. Pomenirea sfinților mucenici Cosma și Damian din Roma. Afară, la altarul din pădurea de Fagi, colegul meu Zian Boca, astăzi romonahul Arsenie, a slujit o sfântă liturghie dumnezeiască. Cuvintele înălțătoare de la epicleză le-a rostit înghițindu-și lacrimile. În jurul meu aproape toți oamenii plângeau. Am avut și eu un nod în gât și un suspin în inimă. Miluiește-ne, părinte. Tata a fost un om bun, generos, dar s-a împărtășit doar pe patul de moarte. Doamna Lupaș, în împărăția lui Dumnezeu nu intră nimic necurat. Puțin sunt aceia care rămân în împărăție, încă de la judecata particulară pentru veșnicia nesfârșit. Și toți ceilalți? Toți ceilalți, deși credincioși, dacă nu s-au curățit prin pocăință de păcatele lor, trec în lumea nevăzută cu sufletul bolnav, dar n-au pierdut putința de a ajunge odată și ei în obștea Bisericii lui Hristos. Bine, și până atunci? Până atunci suferă în iad, căci în iad sunt mai multe feluri de osândiți, unii pentru vecii vecilor, alții până la judecata de pe urmă, când îi scoate biserica luptătoare de pe pământ, prin rugăciune și milostenie. Domnule profesor, aici, în viața pământeană, dacă vrei să te pocăiești, poți să o faci.
E o faptă a libertății voinței. Dincolo, numai libertatea voinței. Și dacă i-a părut rău de relele făcute și a vrut să se schimbe, da? N-a mai avut timp. Deci dacă cineva ar fi scos din iad, aceasta se datorează ostenelii rudenilor și rugăciunilor biserice. Fără libertate și fără har, nicio suferință nu plătește nimic, cu atât mai puțin suferința din iad. Așadar, rugăciunile, parastasele, milostenia pentru cei răposați îi ajută mult. Îi ajută foarte mult. Căci precum nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu, așa nimic bun, oricât de puțin ar fi, nu rămâne în iad pentru totdeauna. Iubirea a coborât pe Dumnezeu în trup. Iubirea sfârma porțile iadului. Iubirea scoate din moarte și nu te lasă să te pogori în întuneric. Iubirea e însușirea lui Dumnezeu, prin care a creat lumea văzută și nevăzută, și toată făptura care îl cunoaște de Tată e străbătută de iubire. Ai fost la masă, Părinte Petre? Nu! Nu vrei să iei o zamă călugărească la mănăstirea noastră? Mulțumesc, dar astăzi mi-am propus să postesc. Îți prezint pe domnul profesor Ioan Lupaș și soția, doamna Ana Lupaș. Petru Boldor. Îmi pare bine. Domnule profesor, am fost colegi de liceu. Ne întreceam care să iasă pe locul întâi. Dirigintele îl favoriza, iar pe mine mă nedreptățea. Nu te nedreptățea. Voia să te stimuleze. Știa că eu sunt mai slab și mă încuraja ca să te ambiționeze și pe tine, să nu te lași. Noi ne retragem. Vă așteptăm la slujba de seară. Venim, venim. Hai, Petre, să facem o preumblare prin grădină. E, dar frumos ai făcut aici la mănăstire. Am văzut lacurile și troițele, pietrele ornamentale. Iazul ăsta, e cu apă trasă din râu, nu? Da. Mă, ce-mi place. Și masa asta mare de piatră frumoasă. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate. Rămâi mai mult, nu? Dacă mă găzduiești. Ai văzut cum e pe la noi. Curent electric n-avem. Oamenii stau care pe unde pot. Doar pe pliciuri, ori pe la casa pădurarului. Unii mai căliți doar și pe afară. Dar lasă că pe tine te strecor într-o chilie, că-i plecat un frate mai multă vreme. Cum s-o putea? Mai ții minte cum mergeam în drumeție pe Muntele Găină? Cum dormeam sub cerul plin de stele? Da, mi-amintesc. Petre, dacă stai mai mult, avem timp să vorbim și despre ce te frământ. Părintele Arsenie Boca, Taina iubirii. Copiii mei, care primiți astăzi pe Iisus în sfânta împărtășanie, rămâneți într-o dragostea mea, care e dragostea lui Iisus. Să trăiești, babughiță. Doamne ajută, Gianni. Pe părintele l-ai văzut? În biserică, spovedește. Cu rugăciunea cum stai? M-am rugat, părinte.
dar gândurile nu m-au părăsit. Am încercat să-mi recapăt starea cea bună pe care o aveam, dar... Nici să învăț nu pot, n-am niciun spor. Au fost și zile de miercuri și vineri când nu am postit. Am vrut, dar... De 3 luni, Maria, n-ai venit odată pe aici. N-ai venit fiindcă singură ai vrut să scade gânduri. Da. Mândria dă o plăcere minții, dar o întunecă. Dovadă că mintea găsește mai bună starea dinainte, când te lăudau oamenii pentru nevoințele pe care ți le cunoșteau. Și altă dovadă că mândria întunecă mintea e faptul că tu crezi cu mintea ta că și singură te poți scăpa de gândurile rele. Că acestea nu sunt adevărate, dovedește faptul că tulburarea crește. A învățat nu poți, deși odată puteai, iar voința e înfrântă de prima coajă de pâine. Așa e, părinte. Draga mea, nu te teme. Așa începe calea cea bună. Cunoscându-ți și recunoscându-ți neputințele și mândria. De aceea ia calea ambiată de toți sfinții părinți. Ar spune toate la timp și nu le mai lăsa vreme, că se întăresc și se înmulțesc și mai multă bătaie de cap îți dau. Când vii și îți pui îndată relele tale, ai ascultare și pentru ascultare capeți smerenie. Când nu vii îndată, îți crezi minții și ai mândrie, iar mândria aduce tulburare. De aceea, cu smerenia să arzi dracii și le fă deșartă lupta lor cu sufletul. Ia de ajutor rugăciunea lui Iisus, rugăciunea minții. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Hai spune cu mine. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Fiindcă Iisus îi bate pe dracii de la suflet și prin puterea sa dumnezeiască, dar și prin smerenia ta. Înțelegi? Da. Pentru a merge cu spor și nu cu pagubă în calea aceasta, ai trebuință de om și de Dumnezeu. Pe unul găsești în duhovnic și pe Dumnezeu pretutindeni, dar îl chem să-ți ajute prin rugăciune neîncetată. Rugăciunea smereniei străbate cerurile și primește răspuns. Rugăciunea mândriei primește numai o sândă. Una e a lepădării de sine, cealaltă a iubirii de sine. Căutați la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Deci smerenia e odihna sufletului. Mi-am zis să vin să mă mărturisesc, dar mi-a fost rușine. Rușinea asta e tot o mândrie, tot o meșteșugire a celui mândru, ca să nu piardă el sămănăturile lui din mintea celui pe care îl luptă. Drept aceea, de această rușine mincinoasă să nu mai asculți. Dacă e vorba de o rușine adevărată, numai una poate să fie. Rușinea în fața lui Dumnezeu de a fi ascultat de diavol. El însă e așa de hoț că nu-ți spune că el e cel ce amăgește și îți bagă în cap că tu de la tine faci ce faci și de fapt tu faci ale lui. Diavolul vrea din toată puterea să nu crezi în existența lui. El atunci te lucră mai bine, când mintea ta nu-l simte. Are interes să-ți afume mintea cu mândria și inima cu iubirea de sine. De aceea se urmărește și lepădarea de sine. Cu asta îi slăbești și demonului putere. Altfel, draga mea, nu ajungi să trăiești pe Hristos. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, aliluia, că în veac este mila lui, aliluia. Mărturisiți-vă Dumnezeului, Dumnezeilor, aliluia, că
A venit și părintele Stăniloae. Da? Unde-i? Uite-l acolo. Vorbește cu părintele Boldor și profesorul Lupaș. M-am căsătorit la Sârbova, lângă Buziaș. Sârba în Sârbova să-l tai. În ianuarie 1936. Și am fost apoi paroh la Ohaba, în județul Timiș, iar acum sunt în satul Conop, lângă Lugoj. Am o fetiță. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Părinte profesor, mă bucur că v-am întâlnit aici. Ne adună părintele Arsenie. Da. Pierdusem legătura cu el. Și acum ce să zic, sunt venit de o săptămână aici și tot mai surprins de lucrarea asta duhovnicească de la mănăstirea Brâncoveanu. Am citit rândurile frumoase pe care le-ați scris despre colegul meu în prefața filocaliei. Dacă nu stăruia părintele Arsenie, nici nu mă apucam de traducere. Am început tălmăcirea în iarna lui 43-44. A stat lângă mine tot timpul și a scris textul în românește. Credincioșii au răspuns la apelul părintelui Arsenie și au plătit în avans. Așa am avut bani de tipar. Și dacă ne ajută Dumnezeu, publicăm și celelalte volume. E o mare bucurie să putem citi așa ceva tocmai acum. Se vede că duhul filocaliei, pe care l-a reînviat în viața religioasă a poporului nostru, a fost condiția de maturitate pentru apariția acestor scrieri în românește. Are o putere de convingere care m-a uimit. Ceea ce zice, spune cu hotărâre, nu cu ezitări ca alții. E o taină în el. Pentru mine, marea minune e transformarea lui dintr-o fire pozitivistă într-o personalitate de o spiritualitate atât de puternică. Părintele Arsenie e un fenomen unic în istoria monahismului românesc. Doamne, strigat-am către tine, auzi-mă, auzi-mă, Doamne, ia aminte glasul că mai am maxim 3 luni de trăit. Doctorii au și ei limitele lor. Și când m-am dus la control, a început doctorul să țipe de țatul la tot spitalul, că el n-a mai văzut să se vindece cancerul la ficat. Vă mulțumesc, părinte. Vă mulțumesc că m-ați vindecat. Mulțumesc, părinte. Lui Dumnezeu și Maicii Domnului să mulțumești. Doamne. Până mai e nevoie de tine, ai să trăiești. Doamne. Și de aici înainte, cât e ziua de lungă, să te rogi cu Doamne Iisuse și să spui Tatăl nostru. Da. Și orice bucurie vei avea, să nu te prea bucuri. Și orice necaz, cât a fi el de mare, să nu te necăjești. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu Gianni. Da. Îl duci pe părintele Petru Boldor până sus la chiria din munte? Da, părinte. Îmi dați binecuvântare să merg și eu? Domnul să fie cu voi, copii. Hai, faceți o drumeție. Îi arătați părintelui unde poate să doarmă dacă vrea să rămână. Bine? Bine. Unul este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați.
căciul lui este Dumnezeu. Mai e mult? Cam o oră. Hai să stăm atunci o țele pe piatra asta să ne hodinim. Cum era la liceu, părintele Arsenie? Uite, profesorul de muzică Gheorghe Pârvu, care m-a ajutat să mă mut de la liceu din Orăștie la Brad, m-a prevenit că voi avea un coleg excepțional, un uzian Boca, căruia va trebui să-i țin piept. Probabil că mi s-a făcut o reclamă exagerată, căci la începutul cursurilor, când l-am cunoscut pe Zian și am spus că mi s-a vorbit de el, cineva s-a exprimat așa: să vedem acum care pe care. Eu le-am răspuns că n-am de gând să smulg laurii de pe fruntea nimănui. Eu sunt tare la limbi străine. Așa și așa la celelalte materii, iar la matematică clei. Cu Zian am fost coleg de bancă în clasa a șasea, spre norocul meu la tezele de matematică. Dar știți ce e curios? Era o structură pozitivistă și după primele impresii chiar ateistă. Părintele Arsenie? Da, așa părea, că nu se exterioriza. Dar ceilalți cum îl priveau? Era admirat și respectat de colegi. Da, nu la greau toți. Aveau ținută țapănă, distantă. Știți cum era poreclit? Pedantissimus. Părinte Boldor, ați fost coleg cu părintele Arsenie și la Sibiu, la teologie? Am fost. Dar eu am început mai târziu, cu un an, că am lucrat să mai strâng niște bani. Dar și la teologie. Era extrem de rezervat, dar foarte sârguincios, studios. Elevele de la o școală comercială îi spuneau de pe atunci Sfântul. Eu, pe urmă, în ultimul an m-am transferat la teologia din Arad și am pierdut urma. Și acum ați venit prima oară la Sâmbăta? Da. Fără să știu dacă e colegul meu, i-am trimis o scrisoare și el mi-a răspuns că între 1 și 20 iulie ține un ciclu de predici-conferințe pentru intelectuali. Dacă pot să merg, să-mi aduc de ale Martei și o pătură. Și am sosit. Și cum v-a plăcut la mănăstire? La început am găsit că ambianța e foarte asemănătoare cu ce am văzut eu în 1935 la Maglavit, cu mulțimea asta pestriță. Aha. Dar aici e un nivel înalt. O trăire religioasă cum n-am mai întâlnit. Părintele Arsenie Boca, Taina iubirii. Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe singurul său fiu l-a dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E mai mare iubirea aceasta decât iubirea care a creat lumea. De data aceasta stăvilarele dragostei se ridică și iubirea se naște pe pământ în persoana lui Iisus Hristos, pârjol de cer în inimile oamenilor. 15 iulie 1946. Am coborât de la chilia din stâncă, situată aproape de obârșia Văii Sâmbetei, pe o muchie de cleanț cu un povârniș aproape vertical. Mă dusesem cu genunchele umflat, șchiopătând. Am stat 2 zile și o noapte. Am făcut băi de soare și am băut apă de izvor. M-am întors fără dureri și dezumflat. O fi apă radioactivă? Poporul nu-și pune asemenea întrebări. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Îmi ziceai în scrisoare că ai o problemă, o depresie, și că în timpul iernii s-a agravat. Da. Acum 10 ani credeam că poate veni și la noi o conducere iubitoare de popor,
și de Dumnezeu. Îmi pusesem speranța în Corneliu Codreanu și în legiunea Arhanghelului Mihail. Dar în 38 l-au omorât și de atunci parcă au intrat toate într-o vâltoare. Asasinate, prigoană, război. Vezi tu, și domnița Elena mi-a spus că l-a simpatizat pe capitan și că regretă moartea lui, comisă de fratele ei, regele Carol al II-lea. S-a exprimat cu următoarele cuvinte. România este singura țară în care succesul n-are succes. Toți vânduți au început propaganda ateistă. Să-i treacă omului de obârșea lui divină și să priceapă că nu-i decât urmașul maimuței. E limpede că între creștini și comunism e o profundă neliniște. Iisus Hristos e pus spre căderea și ridicarea multora, nu numai în Israel, ci în lumea întreagă. Vine câte unul care n-a trecut pe la școală decât în vacanța de vară și îmi spune mie că știe el că după moarte nu mai există nimic, că știe el cum să trăiască. Oamenii au mai toți părerea că ei știu cum să-și ducă viața și nimeni nu are dreptul să amestece în viața lor. Asta e Himalaya prostiei omenești. Părerea că ei știu. Avea multă dreptate cineva când spunea: ca să-ți faci ideea infinitului, gândește-te la prostia omenească. Nu mai are margini. Proștii sunt singurii oameni care nu-și recunosc greșelile lor. Ai, câțiva nemernici m-au amenințat. S-o las mai moale cu Dumnezeu, că altfel mă omoară. Sigur că mă tem. Și pentru mine, și pentru familia mea. Aceștia sunt anii de sminteală despre care zice Iisus că și aceștia trebuie să vină. Sunt vremuri și împrejurări, în toate vremurile, când a spune adevărul și a propovădui îndreptarea, îți pot pune viața în primejdie de moarte. Am vrut să editez o broșură în care să arăt în ce constă pericolul ateismului și al materialismului. Dar la mărimile noastre n-am avut acces, ba am avut o discuție mai aprinsă cu un consilier de la mitropolie. Dacă iubirea e porunca ce rezumă Scriptura, sigur că numai ea e chemată să pună capăt judecăților, răzbunărilor și a tot războiul cel ucigaș dintre oameni. Porunca aceasta nu aștepta să o împlinească alții întâi. Împlinește-o tu întâi și după tine se vor lua mulți. Dar trebuie să știi, dragul meu, că e vorba de o iubire fără margini. O iubire care iartă toate, lăsând judecata în seama lui Dumnezeu. O iubire care nu cade la oricâte probe s-ar întâmpla să ajungă. Dar eu, ca preot, pot spera la mântuire dacă nu mi se îngăduie să lucrez. Aveam un buletin parohial, să nu-l mai scot. Terenul bisericii să-l dau, că așa vor ei să facă nu știu ce. Oh, Doamne, am impresia că nu-s bun de nimic. Vezi, când condiționez mântuirea de datele din afară, ale existenței, e ca și cum ai atârna-o de condițiile omului vechi. Deschizi larg poarta deznădejdii. Mântuirea e un fapt interior al întâlnirii noastre în conștiință cu Hristos. Singurul care poate să ne izbăvească din robia sau condițiile patimilor și ca urmare să ne dea dinăuntru o mare liniște printre toate cele din afară, din care ultima e moartea. Realmente în Hristos suntem botezați și îmbrăcați duhovnicește și pecetluiți de 7 ori cu pecetea Duhului Sfânt, încât nu e o părere, ci o realitate interioară de care, cu regret, nu ne folosim. Și față de noi, stăpâni, ce atitudine să avem? De Cezar ascultăm, lui Dumnezeu ne închinăm. Și până unde merge ascultarea față de stăpânire? Ascultarea față de stăpânire merge întru toate lucrurile pe care le cere, afară de lepădarea credinței. Când stăpânirea cere ceva contrar vreunui cuvânt al lui Dumnezeu, avem îndreptat sfatul Sfântului Apostol Petru, că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu
decât de oameni. Da. Trăim acum cele mai bune vremuri de mântuire. Am ascultat. Am privit. Am auzit, am văzut. Dacă m-ar fi întrebat cineva ce, n-aș fi putut să răspund altceva decât vino și vezi. L-am văzut. Om puternic în lucru și în cuvânt, pus spre înălțarea și căderea multora și ca un semn căruia îi se va zice împotrivă. M-a întrebat cineva, ce sunt sfinții? Sunt oameni ca și noi. Decât că aceștia au pus iubirea de Dumnezeu mai presus decât iubirea de mamă, decât iubirea de tată, decât iubirea de fiu, decât iubirea de patrie, decât iubirea de pământ, decât iubirea de lumea asta. Sfinții, prin urmare, sunt oameni care au ascultat întocmai de Iisus, iubindu-L pre El mai presus decât acestea. Într-o zi am ascultat necazul unei mame. Fata ei a fost credincioasă până i-a murit soțul. Când s-a răzvrătit și contra icoanelor, adică Dumnezeu e bun numai cât îți merge bine în lumea asta? Dar când îți vine un necaz, te întorci împotriva icoanelor, a bisericii, a lui Dumnezeu. Omul ăsta a iubit ceva din lumea asta mai mult ca pe Iisus. Și Iisus a zis limpede, ci la ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ci la ce iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Acum știți ce sfinții, eroii iubirii divine. Dacă iubești pe Dumnezeu, atunci te sfințești. Dacă iubești păcatele, ajungi să te îndrăcești. Puneți astea două, iubirea de Dumnezeu și iubirea de păcat, ca două capete de scară pe care suie și coboară oamenii. Băgați de seamă, astea două capete vi se îmbie acum cu gândul de a vă sui de la iubirea de păcate la iubirea de Dumnezeu. Poporul l-a trecut în legendă și astăzi îi spune Sfântul. M-am înhămat la calul unui ideal cam greu. Transformarea omului în om. Însă toate idealurile mari au în ele ceva paralizant. Nu te lasă să te ocupi de nimicurile acestei vieți. Preotul Petru Boldor a cunoscut calvarul închisorilor comuniste,
l-a reîntâlnit pe părintele Arsenie la Brad cu prilejul centenarului liceului Avram Iancu și la sărbătorirea celor 50 de ani de la absolvirea liceului. A scris despre toate aceste întâlniri într-un caiet pe care l-a dăruit profesorului Romulus Neag de la Brad, care ni l-a pus cu generozitate la dispoziție. I-a dedicat părintelui Arsenie poezia Sfântul. A petrecut ultima parte a vieții la un cămin de bătrân din Sibiu. Părintele Petru Boldor a trecut la Domnul la mijlocul anilor 90 ai veacului 20. Slavă ție celui ce ne-ai arătat lumină, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și prepământ pace întru oameni bună voire. Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 în satul Vața de Sus din țara Zarandului, în partea de sud a munților Apuseni. Pe 3 mai 1940 a fost tuns în monahis la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, primind numele de Arsenie. În noiembrie 1948 a fost mutat de la Sâmbăta la mănăstirea Prislop din țara Hațegului, județul Hunedoara. În 1959, printr-o decizie a Episcopiei Aradului, a fost scos abuziv din mănăstire și s-a interzis să mai slujească la altar. Din 1968, timp de 15 ani, a pictat biserica din satul Drăgănescu, din apropierea Bucureștilor. Mii și mii de oameni l-au căutat mereu pentru sfat și îndrumare. A trecut la Domnul pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, unde avea un mic atelier, într-o casă unde câteva maici de la Prislop amenajaseră un așezământ monahal. A fost înmormântat pe 4 decembrie 1989 la mănăstirea Prislop. Mormântul său este astăzi loc de pelerinaj. Ați ascultat Părintele Arsenie Boca, Taina iubirii. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Nicolae Mărginanu. Părintele Arsenie Boca, Mihai Bica. Distribuția a fost următoarea: preotul Petru Boldor, Dorin Andone. Omul cu cărțile, Dan Sândulescu. Preotul Dumitru Stăniloae, Eusebiu Ștefănescu. Profesorul Ioan Lupaș, Nicolae Mărginanu. Ana Lupaș, soția profesorului, Magda Duțu. Maria, Oana Maria Mărginanu. Ioan Bica din Ludișor, zis Gianni, Alexandru Nedelcu. Un tânăr, Costin Manoliu. Cântările bisericești, diaconul protopsalt Mihail Bucă și isonarii Ionuț Dima, Ștefan Voicu și Ioan Hangu. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Florin Bădic. Regia de studio, Milica Creniceanu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2011.